Stimați colegi, vă rog să luați loc. Rugăm să vă ridicați pentru a asculta imnul României. Mulțumesc! Mulțumesc, vă rog, luați loc. Da. Greșelile începătorului. Deci, stimate doamne și stimați domni deputați, onorată asistențe, în conformitate cu prevederile articolului 63, aliniatul 3 din Constituția României, Camera Deputaților, în componența rezultată din alegerile parlamentare care au avut loc în ziua de 6 decembrie 2020, s-a întrunit astăzi la convocarea președintelui României. Declar deschisă prima ședință a Camerei Deputaților din cea de-a noua legislatură și vă informez că din totalul de 330 de deputați aleși, până în acest moment, și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 310 deputați. În temeia articolului 2, aliniatul 1 din regulamentul Camerei Deputaților, îmi revine mie, subsemnatului Fiodorov Lucian, ales deputat în circumscripția electorală numărul 7 Botoșani din partea Alianței pentru Unirea Românilor, îndatorirea de onoare ca până la alegerea președintelui Camerei Deputaților să conduc lucrările acestea în calitate de președinte de vârstă, asistat de cei mai tineri deputați în calitate de secretar, care potrivit datelor primite de la Biroul Electoral Central sunt. Domnul, deocamdată suntem numai doi, deci domnul deputat Havârneanu Filip din partea USR Plus și domnul deputat Badea Iulian Alexandru, din partea PSD. În ședința Camerei Deputaților voi fi asistat pe rând de câte doi din acești patru secretari. Astăzi sunt asistat de acești colegi și vă rog să mă ascultați în continuare, doamnelor și domnilor deputați. În continuare vă propun să păstrăm un moment de reculegere în memoria martirilor Revoluției Române din decembrie 1989. Vă mulțumesc, vă rog să luați loc. Doamnelor și domnilor deputați, în conformitate cu prevederile regulamentare, în această primă ședință a Camerei Deputaților, în cea de-a noua legislatură, urmează să fie aleasă Comisia de Validare a Mandatelor de Deputat. Astfel, potrivit articolului 3 din regulament, pentru validarea mandatelor Camera Deputaților alege în prima sa ședință o comisie
compusă din 30 de deputați, care să reflecte configurația politică a Camerei, așa cum aceasta rezultă din componența grupurilor parlamentare. Comisia de validare funcționează pe întreaga durată a Camerei Deputaților. Numărul deputaților care vor fi desemnați în Comisia de validare de către fiecare grup parlamentar se stabilește potrivit prevederilor articolului 4 din regulament, în funcție de proporția membrilor în numărul total al deputaților. Având în vedere rezultatele alegerilor din 6 decembrie 2020, comunicate de Biroul Electoral Central, privind numărul deputaților aleși, care revine pentru fiecare partid politic, formațiune politică și al deputaților reprezentând organizațiile minorităților naționale, voi prezenta numărul membrilor pentru fiecare grup parlamentar ce se constituie în condițiile regulamentare. Ponderea numărul total al deputaților, precum și numărul de locuri ce îi revine în Comisia de Validare. 1. Grupul parlamentar al PSD are 110 membri. Mulțumesc. Ponderea din totalul de 330 deputați este de 33,33%, iar numărul de deputați care revin în Comisia de Validare este de 10. 2. Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal are 93 de membri. Ponderea din totalul de 330 deputați este de 28,18%, iar numărul de deputați care revin în Comisia de Validare este de 8. Grupul parlamentar al USR Plus are 55 de membri, ponderea din totalul de 330 de deputați este de 16,66%, iar numărul de deputați care revin în Comisia de Validare este de 5. Grupul parlamentar al AUR are 33 de membri, ponderea din totalul de 330 deputați este de 10%. Iar numărul de deputați care revin în Comisia de Validare este 3. Vă propun să aplaudați pentru că a fost o surpriză plăcută pentru întreaga țară. Vă mulțumesc! Aplaudați și voi, ce mă lăsați singur aici. 5. Grupul parlamentar al UDMR are 21 de membri. Ponderea din totalul de 330 de deputați este de 6,36%. Iar numărul de deputați care îi revine în Comisia de Validare este de 2. Aplaudăm și UDMR-ul. 6. Grupul parlamentar al minorităților naționale are 18 membri. Ponderea din totalul de 330 membri este de 5,45%, iar numărul de deputați care îi revine în Comisia de Validare este 2. Dacă nu sunt obiecții sau observații, propunerile se consideră aprobate. Nu sunt obiecții. Ca urmare, propunerile au fost aprobate. Doamnelor și domnilor deputați, urmează ca un reprezentant al fiecărui grup parlamentar să prezinte propunerile nominale pentru Comisia de Validare în limitele numărului de locuri aprobate. Prezentarea va avea loc în ordinea descrescătoare a numărului membrilor grupurilor parlamentare, potrivit articolului 4, aliniatul 3 din regulament. Invit la cuvânt pe reprezentantul grupului parlamentar al PSD. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a da citire componenței nominale sau reprezentanților PSD în Comisia de Validare, dați-mi voie să anunț că liderul grupului parlamentar al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților în sesiunea aceasta va fi subsemnatul Alfred Robert Simonis. Reprezentanții grupului parlamentar în Comisia de Validare, cei 10 reprezentanți ai Partidului Social Democrat în Comisia de Validare vor fi următorii: domnul Chesnoiu Adrian Ionuț, Damian Romulus Marius, Dunavă Costel Nicolai, Floroi Ionel, Georgescu Nicolae, Ilișanu Claudiu, Intotero Natalia, Macovei Silviu, Paraschiv Rodica, Popa Ștefan, iar pentru funcția de președinte al Comisiei de Validare, potrivit cutumei, cel mai mare grup reprezentant în Camera Deputaților desemnează președintele acestei comisii. Îl propun pe domnul deputat Popa Ștefan Ovidiu, membru al Comisiei de Validare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule deputat!
În continuare dau cuvântul reprezentantului grupului parlamentar al PNL. Da, vă mulțumesc, domnule președinte, decan de vârstă. Voi începe prin a ura tuturor colegilor o legislatură plină de succes. Dați-mi voie de asemenea să anunț că am fost desemnat, eu, Gabriel Andronache, ca lider al grupului parlamentar al Partidului Național Liberal din Camera Deputaților. În privința comisiei de validare, doresc să vă informez că reprezentanții Partidului Național Liberal în comisia de validare sunt următorii: Andronache Gabriel, care va îndeplini și funcția de vicepreședinte, tot potrivit cutumei, fiind al doilea grup parlamentar ca mărime în actuala legislatură; Polac Tudor, moldovan Sorin Dan, Giugea Nicolae, Calista Mara Daniela, Stănescu Vetuța, Șovăială Constantin și Varga Glad Aurel. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule deputat! Are în continuare cuvântul reprezentantul grupului parlamentar al USR Plus. Bună ziua, sunt Ionuț Moșteanu și voi fi liderul de grup al USR Plus în această sesiune. Vă urez tuturor spor, sănătate și multă înțelepciune în următorii 4 ani de zile. Reprezentanții noștri în comisia de validare vor fi următorii: Badea Mihai Alexandru, Cambera Oana Alexandra, Dehelean Silviu, Osmen Oana Marciana, polițianul Mihai Laurențiu. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule deputat! Are cuvântul... Mihai Badea va fi secretar al acestei comisii. Emoțiile. Are cuvântul reprezentantul grupului parlamentar al AUR. Mulțumesc, domnule președinte. Subsemnatul va fi liderul grupului parlamentar AUR. Vreau să felicit toți colegii din Camera Deputaților pentru câștigarea mandatului de parlamentar de la stânga la dreapta. Membrii în comisia de validare din partea AUR vor fi subsemnatul Daniel Gheorghe Rusu și George Badiu. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Are cuvântul reprezentantul grupului parlamentar al UDMR. Bună ziua, domnilor și domnilor deputați. Subsemnatul Ciuma Boton, deputat de Cluj, voi fi liderul de grup la UDMR în această legislatură. Propunerile noastre pentru comisia de validare sunt Lodan Ilaslu și Ben Deșandor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule deputat! Invit la cuvânt pe reprezentantul grupului parlamentar al minorităților naționale. Nu este. Poftiți? Vă anunț că nu este reprezentantul grupului, dar s-a stabilit să se ia legătura telefonic, ne va comunica persoanele care vor face parte și o să comunicăm ulterior numărul și persoanele respective. Potrivit articolului 4, alineatul 5, da. Grupul a votat 1. Pe mai Iulius tare, vă rugăm că ești la microfon. Grupul a votat un reprezentant pe Iulius Firțac. Dacă am dreptul la 2, îl adăugăm și pe domnul Andy Grosaru. Bun. Și lider al grupului? Lider al grupului eu, vă rugăm Pambuccian. Ok, mulțumim. Aveți obiecțiuni?
Vă rog, dacă aveți ceva de spus, spuneți, vă rog. Mulțumesc frumos. După, potrivit articolului 4, aliniatul 5 din regulament, propunerile pentru componența nominală a Comisiei de Validare se aprobă cu votul majorității deputaților prezenți. Sunt obiecțiuni cu privire la propunerile nominale făcute pentru Comisia de Validare? Vă rog. Nu sunt. Mulțumesc foarte mult. Dacă nu sunt obiecții sau observații, propunerile se consideră aprobate. Ca atare, a fost aprobată componența nominală a Comisiei de Validare. Vă propun să luăm o pauză de 2 ore, după care, vă rog frumos, poftiți! Vă rog să vă... A, domnul Andronache, da? Domnule președinte decan de vârstă, potrivit regulamentului, comisia, odată constituită, trebuie să lucreze. Comisia nu poate lua pauză. Dumneavoastră, bineînțeles că puteți lua pauză și 5 zile, că asta spune regulamentul. Pe cale de consecință, vă rog să dispuneți întrunirea comisiei, astfel încât să înceapă validarea mandatelor de deputat. Vă mulțumesc mult! Da, cred că observația dumneavoastră este corectă și propun ca Comisia de Validare să se întrunească și să înceapă să lucreze, iar noi vom face pauză. Sunteți de acord? Mulțumesc frumos! Mulțumesc încă o dată! Mă scuzați, comisia se întrunește la sala Mihai Viteazu. A fost o scăpare. La juridică. Sala comisiei juridice, da.